Era puțin după ora 9 dimineață când un apel la 112 anunța că un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost atacat de urs în zona Pitic din comuna Tulgheș. Păi taică meu, vă dați seama că mă duc. Automat, acum nu mă duc, clar îl bagă în operație. La ce rană are pe față, îl mutilat total. Un echipaj smurt din comuna Corbu și unul de la Serviciul Județean de Ambulanță din Borsec i-au acordat primele îngrijiri medicale. Nu l-am mai văzut chiar așa atacat. A suferit un șoc traumatic cu plăci multiple la nivelul capului, brațelor, coapselor, abdomenului. Plăgi mușcate de față, destul de adânci plăgile. Atacul a fost rapid și foarte violent, la marginea unei păduri. A fost atacat de o ursoaică, se pare, cu doi pui. Norocul victimei a fost că, fiind o familie de vânători, fiul victimei a reușit să îndepărteze ursul, probabil cu focul de armă. Acum 3 sau 4 zile, chiar am stat la o cafea cu victima și am discutat și îmi spunea că în jurul casei, frecvent, vede ursul. Este de nedescris. Să nu mai ai curaj să ieși din locuință. A fost nevoie și de un elicopter smurt pentru a duce bărbatul rănit la Târgu Mureș la spitalul de urgență. La venire era conștient, cooperant, stabil, hemodinamic și respirator. Traumatism cranian prezintă, toracal, abdominal și membrele sunt afectate, are multiple plăgi mușcate și zgâriate la nivelul feței, membrului superior stâng, coapsei stângi și abdominal. Localnicii din zonă sunt revoltați și toți oamenii din județul Harghita cer autorităților să intervină urgent și să-i apere de urși tot mai agresivi. Ar trebui să lese asociațiile vânătoare care gospodăresc și gestionează fondurile cinegetice să-și facă treaba cum era înainte. Să dea cotă de recoltă, că este de unde, și să facem ca să fie bine. Guvernul a pregătit un proiect de ordonanță de urgență. Prevede o intervenție graduală, pleacă de la alungare. Următoarea etapă trebuie să fie tranquilizare și relocare. Dacă nici prin această soluție nu se poate gestiona criza de acolo, va fi nevoie în anumite cazuri și de intervenție pentru eliminarea prin împușcare. Atâta timp cât vorbim de intervenții, sigur că noi suntem de acord cu ele, mai ales dacă se iau în mod, sau deciziile se iau în mod obiectiv. În ultimele 24 de ore, în județul Harghita, 7 mesaje ro-alert anunțau populația că urșii au ajuns în zone locuite. 5 alerte au fost în stațiunea Băile Tușnad, una în comuna Joseni și alta pentru orașul Bălan. Așadar, se înmulțesc știrile despre atacurile urșilor și în același timp crește și tensiunea socială. Indiferent de tabără, comunicarea este radicală, iar situațiile conflictuale apar în lipsa unor măsuri și soluții potrivite sau dorite. Putem spune că ursul nu mai e o problemă de ecologie, ci una socială. Discutăm despre toate acestea cu președintele Consiliului Județean Harghita, Ceaba Borboi, în direct prin Skype. Bună seara și vă mulțumesc pentru această intervenție. Bună seara. Cât de gravă este situația la dumneavoastră în județ? Cam câte mesaje ro-alert au fost în ultima săptămână, pentru că oamenii sunt foarte speriați? Eu cred că sunt mesaje cu sutele și problema principală este aceea că numărul urșilor Brunei Carpatin s-a crescut exponențial. Deci față de anul trecut, când aveam aproape 1900 de urși, acum avem 2100, după estimarea Ministerului Mediului. Și eu cred că trebuie să fie luate foarte multe decizii. Una este managementul cinegetic, dar în afară de managementul cinegetic trebuie să fie luate și alte măsuri, pentru că numărul urșilor a crescut foarte mult și trebuie să fie și alte soluții care peste tot în Europa și în chiar și în Statele Unite ale Americii să iau, trebuie să fie luată și la noi. În opinia dumneavoastră, care ar fi soluțiile pentru ca animalele să nu mai coboare în localități? Ce măsuri puteți lua, de exemplu, la nivel local? Din păcate, la nivel local nu prea avem soluții. Deci soluții avem și chiar am reușit împreună cu ONG-uri, împreună cu vânători, cu specialiști, cu universități. Chiar eu sunt și raportorul Uniunii Europene pe carnivori mari, am reușit să găsim soluțiile, dar este o centralizare excesivă în privința urșilor brun-carpatin și aici ar trebui să fie luat măsuri, pentru că cei mai mulți urși sunt în județul Harghita. Și noi am considerat că trebuie să fie nu numai intervenție, cât și trebuie să fie și o prevenție, pentru că momentan, crescând populația de urși și teritoriul județului Harghita nu se crește, atunci trebuie să fie luate măsuri și alte decât intervenția, pentru că intervenția vine când deja ursul a omorât un om sau a atacat un om. Noi credem că
Constituția și legislația europeană prevede că sănătatea omului trebuie să fie primordial. De aceea trebuie să fie și prevenție. Concret, ce înseamnă această prevenție? Asta înseamnă că trebuie să fie controlată populația de urși, numărul populației. Trebuie să fie făcut o estimare corectă și care să nu fie criticat de nimeni. Trebuie să fie luate mai multe decizii în privința fondurilor europene și aici, din păcate, Ministerul Agriculturii tace față de alte țări unde Ministerul Agriculturii aduce foarte multe fonduri pentru să fie soluții de apărare a oamenilor, soluții de apărare a comunităților. Și aici, în România, de exemplu, aceste lucruri se întârzie. Totodată trebuie să fie piramidal și managementul cinegetic, pentru că momentan, eu când eram copil, un urs făta un pui. Acum se fată trei. Deci asta înseamnă că este un surplus de număr de animale pentru care trebuie să fie soluții. Trebuie să fie susținute și activitățile asociațiilor de vânătoare. Trebuie să fie susținut și activitatea de informare a populației. Trebuie să fie despăgubirea debirocratizată. Momentan, chiar oamenii în județul Harghita așteaptă 3, 4, 5 ani ca să fie plătiți după pagube. Deci noi avem 32 de soluții pentru care trebuie decizii numai de la București, pentru că s-a clarificat că Bruxelles-ul este de acord. Vom vedea și cum va arăta ordonanța pe care Ministerul Mediului o pregătește. Domnule Ceaba Borboi, vă mulțumesc pentru această intervenție. Noi continuăm telejurnalul. Sute de